Polițiștii rutieri Gorjeni din cadrul subunităților de poliție dotate cu echipamente video radar au desfășurat acțiuni pentru depistarea în trafic a conducătorilor auto care nu respectă limita legală de viteză. În activitățile specifice au fost angrenate 8 autospeciale de poliție inscripționate care sunt dotate cu aparate video radar și un pistol radar din dotarea IPJ Gorj, ocazie cu care au fost aplicate 324 de sancțiuni contravenționale pentru abateri la regimul rutier. În totalul sancțiunilor aplicate, 232 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 172 au fost constatate cu aparatele video radar, iar 50 au fost constatate cu pistolul radar. Totodată au fost reținute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce 56 de permise de conducere, toate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, polițiștii au desfășurat activități pentru depistarea conducătorilor auto care efectuează transport neautorizat de persoane, ocazie cu care au fost aplicate 193 de sancțiuni contravenționale, fiind dispusă suspendarea dreptului de a utiliza autovehiculele în 6 cazuri. Acțiunile pentru combaterea ilegalităților din domeniu vor continua.